Hai să luăm băieți și bine ați găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să luăm skinul pe Meg. Este acesta de la Power League. Bă, uitasem complet de ieri, în mod normal, știți că făceam în fiecare sezon, în prima zi luam skinul. Bă, dar chiar am uitat de el, efectiv nu știu, efectiv chiar am uitat de el. Și mi-am amintit acum, abia acum mi-am amintit, așa că o să luăm desigur și o să-l și cumpărăm, bla bla bla. Acum sunt curios cât o să coste sau blinguri sau habar n-am cât o să coste. Asta fi spuse, butonul de like să face cât mai mulți, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, iar noi, haideți să trecem la ultimele meciuri ca să luăm acel skin. Suntem în primul meci, aparent este Brawl Ball, este super super tare. Avem aici Spike, aparent suntem și contra niște playeri chiar decenți, nu sunt foarte slabi. Raiden, Nick și cu Phoenix, deci sunt mă rog, eu îi știu, deci asta e important că îi știu, ceea ce înseamnă că sunt decenți. Cât de cât acolo, n-a nici cei mai buni, dar nici foarte slabi. Avem un comp foarte, foarte bun, cel puțin îmi place mai mult compul nostru decât al lor, dar rămâne de văzut acum, ia mă, dau asta bucăți. Văd că greiul nostru se cam distrează pe acolo, am și murim, nu e bine. S-a băgat și prost. A făcut kill, totul pe Wahib are meciul vieții. Cred că o să facă multe meciuri ăsta că se cam... și supraviețuim. Bă, ce ai mă ăsta? O mâncat steroizi. Da. Stai că mă uit după el și mor eu aiurea. În fine. Da, nu e meciul meu ăsta. Din păcate am jucat foarte, foarte prost acum. Totuși hai să nu-mi iau gol. Nice, hai că arată și poarta. E bine. Calmează-te că nu intre aici. E greu mă, Phoenix. E greu. Greu aici cu ultimata aia, mai ales și cu gadgetul ăla. Gadgetul, pardon, cu gear-ul ăla mitic. N-ai nicio șansă. Hai că-l și omorăm, i-ai dau și ultimată, bam bam să moară. Hai, GG, nice mă, Wahib, dă-ți teleport, bine-s mă, bine-s, bine-s, bine-s. Avem primul gol, perfect. Mamă, ce ai mă, că am rupt meciul ăsta, într-un fel sau altul. E bun mă, e bună și ultimata lui Spike acum, mai ales cu gear-ul ăla mitic, deja e forță. Forță, forță, forță. Parcă ar trebui tot... Ce faci? Bă, ce ai mă? Stai să-l bar rapid, bun, bam, bam, hai că vii și tu cu penia aia, dacă e, dacă e, vii și tu, bun. Ula și tu, mamă, ce m-am speriat că îmi dă ăsta splash-ul vieții, nice, mă, nice, perfect. Avem și control, să vedem dacă-l și ține. Ai de, bro, băi, what the, m-a lăsat masca al meu, ce-ai mă frate, că a dat golul. Nu că vieții, golul carierei lui de bro, mamă, ce ai, bă, cât, bă, mamă, stai puțin că mi-a dat daună fatală în creier, bravo, bă, e bine, hai că, hai de capul meu, ce, bă, ce ai, e bun, bravo lui, ce să zic, hai că chiar m-a lăsat fără cuvinte la golul ăla, nici măcar n-avea ultimata și a dat-o și a făcut-o în timp, ce, ok. Nu mă așteptam asta din partea lui, l-am pușat și pe ăsta cu Stu, nu mai face nimic ăsta cu Stu, degeaba să faci ultima dacă te bat așa frumos, bam bam. Oh, ce hit mi-a dat, m-am întors eu ca prostul, că am dat hit înapoi în sus, mă rog, am dat să merg înapoi în sus. În fine, m-am încă suimit efectiv de golul lui, sincer să fiu chiar suimit de golul lui, mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult. Ce vă zic, dăm credite când e ceva, chiar e mișto mă, deci că omul a fost și rapid pe mâini, hai mă pleacă cu stul ăla de aici frumos, așa, măcar nu mai are ultimata acum, bine, nici nu mă încurcă tare mult că sunt un spike, două hituri, două kill-uri am făcut acolo, hai și e și gol, și-a dat TP în penis și-a și omorât-o, nice, bine mă, avem 1-0, meciul ăsta deja e foarte, foarte promițător, este al 59-lea win dacă e să... Dacă e să câștigăm meciul ăsta. Momentan, de fapt, stai puțin, am avut 57 și cu astea două să facem 59, dacă mă înțelegi ce zic, deci mai trebuie să dăm încă un meci după aceea. Hai că am dat auto-aim, e bine. Am gândit și eu, pe minus. Nu știu, câteodată când vorbesc așa nu mai gândesc aproape deloc. Și uite ce vreau să fac. Hai că am dat iar auto-aim. Măcar l-am omorât. Bam, bam, frumos, ultima dată. Cred că e GG, nu? Să dau pase aici, să vedem ce... M-am prins cu mortarul, mă. Da, cred că e GG, adică nu știu dacă mai avea ce să facă. M-a prins, mă, bravo lui. Mă, mai am și dat damage. Dacă mai aveam un hit, îl rupeam, efectiv, îl făceam terci. Am dat foarte mult damage acolo, dar... cred că o să țină de scorul ăsta.
Că, nu știu, pe ei nu prea îi văd să aibă vreo șansă să dea gol. Deci cel mai probabil o să țină de scor, dacă nu chiar le dăm noi acum iar unul. Ia, l-am prins? L-am prins, mă, puțin, da. Bun TP. Hai că, na, nu intră. Da, aparent o să țină de scorul ăsta. Mă rog, i-am bătut, în teorie, e GG. Ia, vreau să-i facă schema la Carl. I-a și reușit. Hai să trecem la ultimul meci. Așa, suntem și în ultimul meci. Nu cunosc adversarii ăștia, deci cel mai probabil nu sunt cine știe ce. Îmi place acum că le putem vedea numele, asta mi se pare o treabă super mișto. Chiar îmi place treaba asta din update. Doar la Underdog mi se pare că nu le vezi numele, deși tu nici măcar nu știi că ai Underdog, dar în teorie te prinzi că e Underdog. Sau cel puțin, nu știu, așa mi s-a părut. De fiecare dată când jucam un ladder sau poate în 1000 plus, nu știu, nu le vezi numele. Dar e ok, e ok, acum măcar că le vedem, mai ales și la Power League acum le vezi numele, dar poate și că avem rang mai mic. Nu sunt 100% sigur, dar poate și asta e treaba. Dar ce are ăsta, mă, cu Mortis? Eu nu știu de ce a luat Mortis, că a luat Mortis ultimul pic, adică deci noi avem un comp chiar bun nici el. De fapt e ok Mortisul în ce avem noi. Într-un fel sau altul, că nu e tocmai cel mai bun. Dar ar trebui, de fapt eu oricum am mortarul într-o poziție bună. Am zis că vreau să fac altul ca să pun în caz dacă mi-l distruge pe ăla. Dar stă într-o poziție mult prea bună mortarul ăla și e și greu de scos de acolo. Nu prea cred că au șanse băieții ăștia. Avem momentan super mult control. Nice, l-am prins, mă. Ce bine a sărit și Sergiu ăla, mă, ce ai, mă, cu Sergiu ăla? Frumos, e gol ăsta, nice. Sau? Ba da, mă, e gol, așa trebuie, bine, mă. Avem 1-0. Bă, în teorie, dacă câștigăm meciul ăsta și le pierdem pe următoarele două, tot e ok că avem 60. Deci mai trebuie o singură rundă de câștigat, un singur meci, o singură rundă, nu știu. Ceva de genul. Da. Dar important e să le câștigăm pe amândouă, nu ne mulțumim cu nimic. Adică cu puținul vrem să luăm totul, știi? Deci cel mai probabil o să-i batem și pe ăștia și a murit ăla în foc. A intrat înapoi în focul de la mortar. Nice, primul meci destul de legereanos și în teorie acum putem să cumpărăm skin-ul, super super mișto, dar totuși hai să-l mai câștigăm și pe și pe ăsta de acum. Și cam aia, facem 61 din 60, după care trebuie să cumpărăm și acel skin. Mi-a luat ceva, cred că vreo 2 sau 3 ore să fac win-urile astea. Desigur le-am jucat la timp, de data asta n-am mai jucat la solo, să le fac mult mai rapid. Pentru că n-aveam altă idee de videoclip și am zis facem rapid asta. Am zis că pun rapid skin-ul ăsta, când m-am uitat am 0 din 60, dă-i și joacă tati că pe mâine trebuie să facem videoclipul, când filmez eu este 2 dimineața. E bine, măcar avem 1-0, mai trebuie să-l și editez, mâine facultate, ce trebuie. Da. Măcar e bine că am facultate de la 11, parcă de la 11 jumate, ceva de genul, am facultate, deci e ok, măcar nu trebuie să mă trezesc la 7, la 8, e decent. Nice, hai că am câștigat meciul ăsta destul de lejereanos și e GG, cred. Nu, cred că mai e nicio șansă, da. În fine, hai că am terminat și noi win-urile astea, ia să vedem acolo, 61 din 60 ar trebui să avem, uite, 4 kg, mamă, s-are 9 kg cu un det, da, 61 din 60. Mă, deci fiți atenți, dilemă, am luat oferta, dar aparent mi-o dădea să cumpăr doar cu gemuri și eram cât pe ce să bag gemuri ca să cumpăr skin-ul ăsta și fiți atenți fază, deci nici măcar n-am știut treaba asta, dar vedeți că dacă dau pe ea mi-apare doar opțiunea de gemuri, nu? Dar aparent am zis că bă, n-ai cum, mă, deci skin-uri de la Power League acum e doar cu gemuri, ceva nu bătea bine, știți? Dar totuși eram și destul de aproape să pac gemuri ca să cumpăr skin-ul ăsta. Bine că n-am făcut-o, pentru că poți să-l cumperi aparent cu bling-uri. Dacă te uiți în shop sau așa când îți apare prima dată oferta, nu te lasă să cumperi cu bling-uri. Ce trebuie să faci este să intri frumos aici, intri la catalog sau pe brawler, nu contează, și dai aici frumos pe skin. Și uiteți, aveți opțiunea aia de 5000 de bling-uri și nici n-ai cooldown-ul ăla să aștepți zilele respective ca să poți să cumperi skin-ul. Asta e o chestie destul de interesantă, dar cred că mulți și-au luat țeapă la treaba asta. Bine că am fost atent și m-am uitat, pentru că e un skin de 150 de gemuri, toate cu 150 de gemuri se pot cumpăra cu blinguri. Deci noroc că am fost atent, că altfel băgam așa frumos un 50 de lei ca să cumpăr acest skin. Dar bine că am fost atent, hai să-l cumpărăm frumos, că avem 12.000 de blinguri.
Bă, ce se mișcă așa în reluare, ce ai? Bun, destul de interesant, avem și pinul care apare, nu este animat, dar skinul arată mișto în teorie, adică o să-l joc, o să-l testez să vedem cam cum este. Ia, dacă mă uit eu acum la catalog, aici mai lipsește un singur skin, dar cred că este cel din PES, dacă nu mă înșel, da. Este acesta din PES care urmează la Tier 70, ok, deci le avem pe toate, mai întreb, uitați ce este și ora. 40 mamă, până le editez, aici îmi lipsesc două, da, nu știu exact ce skin-uri lipsesc, că nu mai stau să caut. Da, am luat skin-ul, ce pot zic, sper că v-a plăcut și desigur, noi ne revedem data viitoare, numai bine, pa, pa!